Suntem o comunitate, avem o lucrare de înfăptuit. Nu avem o lucrare de înfăptuit individual, izolați unii de alții, ci avem o lucrare comunitară. Și Apostolul Pavel aseamănă lucrarea comunității creștine cu cultivarea unui ogor sau cu edificarea unei clădiri. Biserica e clădirea Domnului. Și sunt câteva lucruri pe care Apostolul le reliefează și le arată importanța în lucrarea aceasta comunitară ce avem de înfăptuit. Întâi este condiția spirituală pe care o avem. Putem fi așa cum erau corintenii, copii, imaturi, lipsiți de spiritualitate autentică, adică lumești. Numai, nici unia dintre noi nu-i place acest calificativ, așa-i? Ați găsit în biserică până zice, eu sunt lumesc. Niciunul nu zice că lumesc, dar Pavel spune că sunt oameni lumești care acționează și care sunt în lucrare. Și lasă de gândit. Gândesc la fel ca cei din lume, acționează la fel ca cei din lume, au așteptări la fel ca cei din lume. Pavel spune în 3:18, înțelepți în felul veacului. Și de aceea lucrarea lui Dumnezeu are de suferit enorm. Prin opoziție cu această categorie, Apostolul spune că se aștepta ca cei din Corint să fie duhovnicești, adică dependenți de Duhul lui Dumnezeu, maturi din punct de vedere spiritual. Aceștia aduc o contribuție însemnată la lucrarea lui Dumnezeu. Și acum să ne gândim fiecare care e condiția noastră. Putem să ne punem diagnosticul, desigur, dacă dăm atenție la conținutul acestui capitol. În al doilea rând, trebuie să avem atenție la atitudinea sau atitudinile pe care le evidențiem în lucrarea lui Dumnezeu. Atitudinile deconspirează condiția noastră spirituală. Și acum, pe de o parte, sunt atitudinile celor lumești. Loialitatea lor este față de oameni, față de gruparea lor, nu față de Domnul. Eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Paul, eu sunt al lui Petru. Ce-i lucrul ăsta? Loialitatea față de oameni, față de gruparea lor, față de cultul sau denominațiunea lor, nu față de Hristos. Aici o mare, mare pagubă în lucrarea lui Dumnezeu. Loialitatea noastră trebuie să fie față de cuvântul lui Dumnezeu și față de capul bisericii, care e Domnul Iisus Hristos. Celelalte elemente sunt insignificante. Și acum, Pavel zice, eu am sădit, Apollo a dat, dar Dumnezeu a fost Cel care a făcut să crească. Ce facem noi? Poate face oricine să planteze, să usă, sapi. Numai Dumnezeu poate să crească, să ducă la maturitate, să producă rod. Asta e lucrarea Lui. Loialitatea contează, nu? Cei lumești practică rivalitatea. Consideră că în lucrarea lui Dumnezeu sunt în competiție unii cu alții. Și trebuie să facă ceva, să tragă cărbune la oala lor. Sunt departe de a înțelege că lucrarea lui Dumnezeu se face în echipă. De aceea nu e important ca unii să fie șefi, ci important este ca lucrarea să aibă succes, reușită. Câte vreme există rivalitate, acolo e clar că nu e maturitate spirituală. Și întrebare de verificare. Îți vezi cumva poziția periclitată de alții? Crezi că trebuie să faci ceva ca să te menții în poziție? Te vezi în competiție cu alții? Ai grijă. Ești lumești. Pretenția la credit este o altă atitudine care relevă condiția spirituală a celui care o are. Cel lumesc vrea credit pentru ceea ce face și va refuza să facă ceva în lucrarea lui Dumnezeu dacă nu ia el creditul pentru ceea ce face. E parte a competiției sau a duhului de concurență. Miopia spirituală e o altă atitudine. Nu văd decât ceea ce e un pas în față. Nu văd lucrarea lui Dumnezeu care se extinde dincolo de interesele lor, dincolo de timpul lor, dincolo de pătrățica lor. Cred că totul se învârte în jurul lor. Lucrarea comunitară a bisericii trebuie să elimine egocentrism. Asta e în titlul lecției noastre. Am ajuns astfel la menționarea unei atitudini care e foarte păgubitoare și anume toate astea desemnează mândrie, loialitate greșită, competitivitate greșită, nu cu cei din tabără opusă, ci cu cei din echipa lor, pretenție greșită la credit, miopie și, în sfârșit, mândria. Cei lumești vor să fie proeminenți. Nu conștientizează faptul că singurul ce are dreptul să fie proeminent în lucrarea bisericii este Domnul Iisus Hristos. Nu noi, ci El. Multe grupări care s-au bătut de la Scriptură și de la dreptarul învățăturii sănătoase au făcut-o pentru că anumiți indivizi n-au putut să zidească pe temelia pusă de alții înaintea lor, nu? Ce autorizați de Domnul? Cine a pus temelia? Apostolii, profeții. Și după aceea nu mai sunt apostoli și profeți. Noi suntem zidari, punem o cărămidă și colo, atât.
Da, avem pe unii care zic, eu sunt apostol, eu sunt profet, nu? Profeți, doamna White, nu? Joseph Smith, cu mormonii, Mary Eddie Baker, cu Christian Scientist, de care vorbea fratele, Taze Russell, cu martor și mai departe. În vremea noastră ați auzit de mișcarea NAR, New Apostolic Reformation, când Dumnezeu ridica din nou apostoli și ăștia au așa revelație nouă și ei fac lucrări fenomenale, câștigă toată lumea pentru împărăția lui Dumnezeu. Pretenții stupide, pretenții megalomanice. Temelii au fost pus odată pentru totdeauna de apostolii Domnului Iisus Hristos. Tot ce putem face noi este să mai punem o cărămidă și noi, să zidim, să edificăm. Apostolul zice că unii nu zidesc pe temelia asta. Și dacă nu zidesc pe temelia asta, indiferent ce fac, e în zadar, dacă temelia nu-i Hristos. Și acum, putem construi pe lângă această temelie, greșit pe cuvitor, sau putem construi pe această temelie, dar nu cu smerenie, nu cu dragoste, nu cu jertfă și lepădare de sine, care sunt atât de necesare. Observați, în lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea bisericii autentică, unii sunt leneși, alții neglijenți, alții sunt cheap, nu găsesc termenul în românește. Ieftin, nu? Așa. Investesc în lucruri fără valoare, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Și acum, cel spiritual, când lucrează în ogorul sau în șantierul lui Dumnezeu, acela vede trupul bisericii, nu interesul lui personal. Vede tablou mare, nu pătrățica lui. Acesta manifestă spirit de lucrare în echipă, nu spirit de competiție. Înțelege interesele lucrării lui Dumnezeu pe ansamblu. Acesta arată altruism pentru cel duhovnicesc. Nu contează cine ia credit în lucrare, contează ca lucrarea să se facă bine. Domnul Iisus să fie slăvit. Cel spiritual are viziune de lungă durată, nu-i miop. Ceva a întrebat, ești bătrân, de ce plantezi pomul ăsta? Nu o să mai mănânc de el, vor mânca alții. Și în biserica lui Dumnezeu. Cel spiritual e loial față de Domnul și atribuie creditul lucrării lui Dumnezeu. Îi smerit. Știe că mândria n-are ce căuta în lucrarea lui Dumnezeu. Noi facem, așa cum am spus, lucrări așa de neînsemnate. Plantăm, udăm, săpăm. Dumnezeu e cel care face să crească. Și acum, ce contează în lucrare? Condiția spirituală care avem. Dacă suntem supuși Duhului Dumnezeu, putem face lucrarea. E una ce edifică. Și dacă suntem lumești, mai mult stricăm. Aici e vorba de responsabilitate, nu? Cel lipsit de maturitate acționează cu evidentă lipsă de responsabilitate. Ce, Pavel, nu știți, nu sunteți conștienți că voi sunteți templul Dumnezeu, împreună formăm biserica Domnului Iisus Hristos. Nu știți că Duhul Dumnezeu locuiește în voi? Iată realitatea care trebuie să ne facă să acționăm cu responsabilitate în lucrare. Și apostolul adaugă avertizarea, dacă nimicește cineva templul Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Există lucrători care dărâmă, care strică, care nimicesc lucrarea lui Dumnezeu. În loc să zidească templul ăsta frumos pe care îl formăm, îl dărâmă. Pe acela îl dărâmă Dumnezeu. Cine e cel care dărâmă? Unul care face diviziune, pagube, dezorne, tensiune, partide, promovează interese proprii. Aceștia sunt cei lumești. Cine atentează la integritatea Bisericii lui Hristos, acela va avea de suferit enorm, atenționează Pavel. Și acum acel spiritual va acționa cu responsabilitate în lucrarea comunitară a bisericii. În sfârșit, Pavel vorbește aici despre analiza care se va face într-o zi. Acum, cum spunea un frate, nu cunoaște motivațiile pe care le au oamenii, mobilele pe care le au în lucrarea lui Dumnezeu, dar odată vor fi date pe față, lucrarea fiecare va fi analizată și lucrarea fiecare va fi încercată. Focul judecății lui Dumnezeu va dovedi ce fel de lucrare am făcut. Lucrare de om lumesc sau lucrare de om duhovnicesc? Și urmează răsplata. Unii vor primi o răsplată mare, alții mică, iar alții vor pierde răsplata. Ce anume câștigă răsplata? Să observăm. Osteneala depusă. Cuantumul de muncă și de investiții în lucrarea lui Dumnezeu. Credincioșia. Ce se cere unui ispravnic este să fie găsit credincios. Nu-și ia jucăriile și pleacă, nu? Jertfa depusă. Valoarea investiției făcute în lucrarea Domnului. Unii investesc, a spus acei fân, paie, trestie, lucruri fără valoare. N-au jertfit nimic și nu jertfesc nimic pentru lucrarea Dumnezeu, dar au o pretenție să fie acolo. Lucrarea fiecare va fi dată pe față, funcție de jertfa depusă. Dragostea demonstrată, aceea va conta în analiza pe care Dumnezeu a făcut-o. Chiar dacă e jertfă la unii, dacă e făcută din mândrie și nu din dragoste pentru Domnul, o astfel de lucrare își va pierde răsplata.
ce răsplătește Dumnezeu? Osteneala, credincioșia, jertfa, dragostea. Dragii mei, suntem chemați să fim lucrători. Lucrători cu Dumnezeu, zice Pavel. Lucrarea Lui, a Lui Dumnezeu, transcede interesele noastre de moment, transcede generația noastră, transcede cultura noastră, apartenența noastră denominațională. De aceea, contribuția noastră la ogorul sau clădirea Lui Dumnezeu trebuie să reflecte această realitate impresionantă a lucrării Lui Dumnezeu, că e veșnică, că este inestimabilă ca valoare, că e vrednică de toată atenția și de orice jertfă. Așa să ne ajute Domnul. Amin.